Ana, mama lui Bebe Mic, bine ați venit pe jurnalul nostru. În filmulețul de astăzi m-am gândit să vă prezint, să vă inspir cu o idee și anume o placă de activități, o activity board, busy board, quiet activity, cum vreți voi să o numiți pe românește, pentru toddler, adică pentru copii mici. Nu știu termenul, nu cred că există un termen pentru el în română. Copii mici, cred. Bebe are un an și are o pasiune pentru dopuri. Mulțumesc! Vrei să ți-o scot eu? Poftim! Și de aceea m-am gândit să îi creez o astfel de placă pentru specială cu dopuri. Dacă vă plac filmulețele de acest gen și vreți să mai vedeți și alte activități pe care le fac eu cu Bebe, dați-mi un like ca să știu și nu uitați să vă abonați dacă vreți să ne urmăriți în continuare. Așa că să trecem la treabă! Wow! Unde-i dopul? Lipsește? Hai să căutăm! Ia uite! Unde-i dopul? E aici, ia vezi! Acolo? Hai să scoatem! Poți? Să scoatem mama? Bravo! Cum face păsărica? Cum face păsărica? Cip-cip? Cum face? Maimuțica? Ce mi-ar asta? Ia! Îți plac acțipildurile, da? Care? Să mai punem? Unde pui dopul verde? Pune aici, mamă. În capul și acolo? Wow! Wow! Și dopul roșu? Mamuțica, mamuțica, mamă! Și dopul roșu? Bravo! Și asta? E prea mare! Ia vezi asta, merge, unde merge asta? Uite, unde îl pui pe ăsta albastru? Unde pui dopul ăsta albastru și mic? Unde pui dopul ăsta mic? Ăla e prea mare, mama. Ia pune-l pe ăsta. Asta? Și asta? Îl bați acolo? E prea mic. De asta roșu? Bravo! Și ăsta roșu? E prea mare! Mamuțica! Și ăsta? Cum faci asta? Pune-l, unde-l pui? Bravo!